Salutare băieți, bine ați venit pe canalul Caz Te Ridici. Astăzi vă prezint un video șmecher din Călăraș. Împreună cu Lidia de la Etage Shop am organizat acest trip. Am luat cu noi rideri din București. Yeah, shout out Jamil! Osman! Yeah, copii, Pavel, Mircea! Mircea, Negoiță pe role. Ne-am adunat mai mulți și împreună am mers în Călăraș. Am făcut mare vibe acolo. De asemenea, am pregătit câteva produse pentru comunitatea din Călăraș. Am organizat un session mic cu premii. Sperăm că motivăm comunitatea de acolo să progreseze, să se dea mai bine. De asemenea, avem în gând să mergem prin toată țara la anul. Așa că lasă un comentariu cu orașul în care vrei să venim. Cine știe, poate venim la tine. Ar fi forță. Rămâneți până la final pentru a afla povestea, cum ne-a venit ideea de a merge prin diferite orașe. Vizionare plăcută! Hello, hello! Ia uite pe băieți aici! Yo. Bă, ce parc mișto. Bravo. Lapte! Da? Da! Wow! Yo! Foarte! 5, 4, 4, 50 de fapt. Schimba poziția, direcția? Schimba? Bine, așa! Bă, nu prea, că nu pot să filmez în toate părțile. Yo! Dacă nu l-ai făcut pe horă, îl faci acum. Bine, băi! Hai, spuți! Hai, spuți! Ce zici? Laur merită tricou? E cel mai bun scooter? Eu spun că da! Yo! Ce să-ți dau, că n-am decât 2 ori mici. 2 ori mici. Cum mă dăm de că l-am dat?
Ia. El e și magician. Mersi frumos. Bine, Bonta! Ce motherfucker! Hai! Mamă, cum ai trecut printre ei, big up! Grav! Hai! Bine! Bun! Hai ca lumea, mișto? Bun! Vine? Trebuie să vină. Da, și eu vreau. Și eu vreau tricou. E cam mic, nu? E ok. Bă, e ok, e chiar cam pe tine. E ok. Orică. Hai tu, drag. E. Uite, lasă. Bun. Bravo. Bine, Bully. Lui Bully, clar, da. Nu! Vine ăsta sau ori trebuie? Vine, vine. Hai, treci de trebuie. El poartă de la XM. Hai. Bun. Merge. Foarte. Și. Vreau să văd dacă vine S. Da, bine? Da, mă, da. Dar ți-am dat să mai dai. Trebuie să te ridici. Să nu uiți să te ridici. Bravo, bravo. Dacă caz, să te ridici. Bravo. Bun, fii atent. Lasă că nu mai intru la după. Hai, bubi. Bam, nice. Bine, Darius. Bine, Darius. Darius, te cheamă tricoul. Mulțumesc! Să nu uiți! Se crezi skin! Bravo! Să nu uiți, să crezi, băi, ăsta e inspirational speaker aici! Să nu uiți, să crezi în tine! Băgăm, cred că și la poartă! Bă! Dau ridu! Sunt nebun! Hai, bagă! Ha. Am dat double. Frate, nu pot să mă uit în toate direcțiile. Bine? Normal că vine. Hai, Miță! Hai, Miță! Vezi cum am aici pentru streeter, da? Mai am niște peguri. Peguri? Da, hai să văd un grind. Bine, Negoiță. Forță! Bine? Mulțumesc mult! Hai. Bun! First strike! Bun! Bine. Triplu, da? Hai! Mi-e frică, dar nu mi-e frică cu aia! L-am dat! Triple! Ce-ai mă cu trota mea, mamă? Ce-ai cu trota mea? Dăm tricou, nu? Bă. Ce? Mai sunt niște chestii. Din păcate, o să-l port două luni. Mă, doar picioare nu mai pot. Ce? O să-l port două luni. Eu încă nu te sunt duci? Creștere. Să fii mișto, că el vrea no. Trei luni. Hai, da. N-am turătinetă. A, tu n-ai turătinetă. Eu mai dau dopuri. Bine, dar rândurile cuiva. N-am dopuri. De lui poți să-i dai vestuta. Vreau handoracul, vă rog. Vestuta. Anora cum mai rămâne puțin. Da, de ce nu? E la stil. Ia vezi, vine.
mică? E mică. E mică, da, bine, hai dă-i la noroc. Dar și cred că asta e mic, hai să vedem. Mie-mi vine. Ăsta e scurt, și frate. Și dacă nu-mi vine, îmi țin. Nu mă interesează. Eu cred că mai bine... Am dat și eu, dar nu hai să bei niște apă, mă, lapte. Am dat un impossible, dar nu m-a pus nimeni. E cam mic, frate. E cam mic, e mic. Am dat și eu un impossible, dar nu m-a pus nimeni, mă cred? Da, vreau. Bă, noi nu avem cum să le vendem pe toate, dar... E, nu. Le-au pe le-au. Hai, că asta vine, sigur. Să-i scrieți un moș Crăciun. Și să-i ziceți că deja ați primit cadou. E bun. E bun. Hanorac, de unde? Ia, pune-l pe tine să vedem dacă-ți vine. Dacă-ți vine. Bine, are și etichetă, sper să nu te ajute. Nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! Bun, sănătos! 1000 de ani sănătos! Forță, ia-l tău! Ia-l tău! De la Young Fever! Suporting! E voi! Inspirational speaker. Îți vine vesta asta? Bine. Eu zic că-ți vine, nu? Da, e bun. Bă, nu mai am. Și mie vine vesta. Ai fost cu burița. Ai avut vorbele la tine. Gata, e toată lumea fericită? Da, da, da. Nu știu, nu știu, nu cred. Uite ce sticker și pe care e. Nu știu, nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Ăla e! Vă spun de acum, ăsta e bun mărciu. Adică... Da. Nu o să rupă. O minutru din Călăraș. Mulțumesc! Bine, lapte! Lapte! Bun! Bun! Și nu mai ieși un hanorac? Ăla când o să crească mare o să ne bată. Da, o să facem ceva din asta. Ok, hai, best trick pentru Ruxa. La ce? Nu, n-avem cum să filmăm tot parcul. Da. La quarter. Ce, flyout? Da. Trick pentru Ghiozdanul ăsta, care este de la Pavel, de la școala de role. Și cred, mulțumim, îl facem flyout la quarter. Da? Best trick acolo primește acest rucsac. Știu că e streeter. La quarter? Ba, da. Putem cu freestyle. Și doar un trick, te rog, doar un trick are voie să dea. Da, normal. Bă, Laure! Tu dă-mi un mesaj pe Insta acolo să te țin minte, da? Dă-mi acum. Păi da, și e freestyle. Zic că ești tu din Călăraș și... Eu sunt din Călăraș, fă o prezentare, băiatul. Sunt din Călăraș, mă cheamă Darius. Și sunt... Și ești un streeter de aici. Cel mai bun streeter din Călăraș. Foarte, foarte. Pe lângă ăla cu pantalonii roși. Ăla, băiatul ăsta, cel mai bun streeter din Călăraș. Ce ai bun streeter? Deci... Sunt bun la tropuri. Mai bine rămân cu drolineta. Deci e ok flyout de final? Da, flyout. Da? Măcar să mă dau, măcar să dau tot, măcar să dau orice, tot, și pe role, și pe trotinete, da? Și pe... Bine, hai! Și la fel! Cred că va fi greu să alegi. Ce? Pentru că se încinge un flip la flyout. Bă, la da, se hai să vedem! Hai să vedem! Am nevoie de, poate, un juriu? Poate am nevoie de un băiat în juriu? Hai, suntem noi doi aici. Da, asta zic. Bun. Bun, ai, da, și trăși. Da, mă, da. Bravo. Da, mă, da. Lipski. Ia uite, e mordul, de-aia, cața, frumos. Bun. Bine.
Mamă, vere! Asta dă impossible. Cucu, ba! Ce dracu, barbui, barbui? S-a văzut, am adus și un hanorac de la Învață din Mers. Biga, Marius, mulțumim, mulțumim pentru susținere. S-a pus nițel praf. Băi, așa. Te rog eu să nu te mai bagi în față. 900 coaie. Oh, ha. Mai e puțin. 72 l-ai tras acum. Dar trecut a fost 54. Și acum stai deasupra lui, deasupra lui. Oh, bine. Nice. Cuțul magic. Bă, ce miroase aici, nămol. Am uitat că a fost cuțul magic. Oh, hai, 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 hai. Bun. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Cine dă primul? Hai, 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 mai puțin. Avantaj. Uite, lui poți da hanoracul. Hai, mă, Cristi. Hai, e al tău dacă-l dai. Hai că mi-au recomandat aici. Yeah! Gata. Ia lui, ia lui rucsacul. Bravo, băi. Da, clar, 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 clar. Bravo, bă. Bravo, bă, Cristi. Mulțumesc. De la... Ce? Mă, avem și sticăre. Crec și Pavel. A câștigat. Câte băd aici? Bravo, Cristi. Ui, bar. Așa. Și hanoracul cui? Cu lapte, nu? Da, 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 că aș da și pe skate și pe trotinetul. Da, clar, clar, clar. Unde-i lapte? Hai, lapte! Uite-te la el, se încasă cu, se încasă super, cu rolele. Super, mă bucur. Lapte, își pune rolele acum. A, unde, unde? Bravo, lapte! Ești prea șmeche! Mai multe să vezi că e în jur. Mult talent! Bravo, bă! Bravo, bă! Aștept tangul, bă, la film. Toată lumea mulțumită? Tot e ok, da? Super, mă bucur, asta e important. Diga, băieți! Ar fi tare să mai dăm și o ciorbiță, vreau o ciorbiță în viața mea. Hai să mâncăm și noi ceva. Nu mai pot. Poate mă dau și un pic pe role. Acesta a fost vlogul din Călăraș. A fost o experiență inedită pentru noi, cât și pentru copii. S-au bucurat foarte mult, ne-au lăsat o groază de story-uri, best day ever, deci numai, numai mulțumiri. Ce zici? A fost top. Chiar a fost top și pentru noi, da. Nice. De asta am și doresc să mai facem și în alte orașe, pentru că e o bucurie incredibilă, atât pentru noi, cât și pentru copii. Da, chiar. Se simte, se simte vibe-ul ăla bun. Chiar s-a meritat, da. A fost și pentru noi o curbă de învățare. Clar. Da. Ne gândim deja ce putem să facem mai bine pentru data viitoare. Foarte important. Da, deci sperăm să ne susțineți cu like-uri, share-uri, comentarii, să facem asta cât mai mult. Și cum v-am spus, vă povestesc despre cum ne-a venit ideea de a face genul de evenimente. De ziua mea, împreună cu Baby, eram în Chișinău și ea mi-a făcut o surpriză deosebită. Am mers la un skate shop local, am cumpărat o placă, grip tape, rulment și altele și am mers în skatepark. Când am ajuns acolo, Lydia a văzut mai mulți băieți care se dădeau pe trotinetă și le-a zis: hei, este ziua lui Timo, haide să facem o mică sesiune, avem niște premii, dăm cadouri celor care dau tricuri frumoase. Culmea e că cu o zi înainte erau foarte mulți skateri în skatepark. Când am ajuns de ziua lui Timo, erau super multe trotinete și doi skateri. Și premiile majoritatea erau pentru skateri, dar am regândit planul. Copiii de fapt au venit cu ideea, da, asta. Am zis împărțim gripul în două, împărțim rulmenții în doi,
Și aveam o placă de skate. Dar era bine că erau doi skateri și atunci am putut să facem un game of skate cu singuri doi skateri din parc. Aici un game foarte mișto. Da. S-au dat băieții super bine, chiar a fost foarte palpitant așa. Și ne gândeam, bă, ce tare dacă filmam toată treaba asta. Da, am filmat-o cu telefonul, n-a fost wow, cu da, și mai mult pentru story, așa, pe verticală. Dar momentul drăguț, foarte drăguț, a fost când Marin, nu? Marin a câștigat. Marin a câștigat și el avea placă nouă. Celălalt băiat avea o placă ruptă. Noi cumva speram să câștige celălalt pentru că așa primea placa nouă. Dar Marin a fost atât de dulce și i-a dat lui placa. Da. Și a fost un moment atât de fain. Da, a fost un moment chiar inedit. S-a simțit că e o comunitate acolo și copiii se înțeleg foarte bine și se... Da. E multă iubire. Da, și ne-am gândit că trebuie să promovăm genul de atitudine încât copiii să pretenească acolo, că nu contează că pe ce te dai, important e că suntem o comunitate toți acolo și împreună trebuie să ne simțim bine și să avem grijă unul de altul. Exact. Și chiar nu contează pe ce te dai, uite-te la lapte. Da, lapte se dă pe toate, la final era și pe role deja, mai vreau și eu ceva să câștig neapărat și a câștigat. Da, bravo lui. Sunt super tare copiii ăștia. Da, deci chiar vreau să facem asta cât mai mult, cât mai mult. Bun, și cam asta este vlogul de azi, sper că v-a plăcut mult. Puteți să ne susțineți prin like, share, comentarii și toate chestiile astea. De asemenea, intrați pe casteredici.ro și pe etaj.shop yes. Și cumpărați de la noi pentru că... Așa susțineți comunitatea. Cu și așa adevărat. Putem să facem mai multe proiecte de genul ăsta și să venim la voi în oraș. Yep. Yeah. Peace!